Salutare, dragi prieteni, am revenit la Porumbei. Afară este foarte urât, bate vântul, începe a ploua. Le-am dat un pic de mâncare acolo să mănânce pui și căciugule. Aici avem două ouă. Aici, puișorul acesta. Aici, un odată de un puișor. Aici ouă, aici am apă, un medicament, am văzut la Pigeon Vlogs, ce apă, 5 căpățâni de ceapă, 5 cepe și 8 căței de usturoi, 3 zile trebuie să le dăm permanent, o să le dau dimineața și seara, porumbei sunt la masă. Pui ciugul acolo. Uitați puiul acesta roșu. Aici n-au luat tot. Se calcă în continuă. Aici avem puiul acesta moțat. Uitați, n-au nimic. Uitați, se duce tiuleiul în sus. Trebuie să le fac și o curățenie generală, că porumbei se simte foarte bine. Punem pe pauză să le punem apă. Am revenit, le-am dat și apa. Au băut. Au mâncat, uitați acolo, un pui mănâncă în hrănitor. Lângă tatăl lui. I-au hrănit și pe ceilalți. Îi vedem pe ce jucat le-a dat de mâncare. Le-a dat. Nu le dau mult, trebuie să vină și masculul. Puiul acesta este cam bolnav. O să-i rup gâtul, că n-are rost. Să-l chinui. Aici îl avem pe ce sau să-l dăm și pe el, pe jos. Să se învețe ce ăștia mai mari. Aici avem floriul acesta, o să-l mai las, să-i de părinții, o să-l mai las în cuib, până o va depune următoare o serie de ouă. Aici, masculul a hrănit puișorii, haideți să vă arăt un puișor. Trebuie și femeia să vină, nu i-a hrănit chiar bine. Se cheamă la coi. Aici avem iarăși doi puișuri hrăniți foarte bine. Ce să va ieși un solzat cu alb. Uitați ce frumos va ieși. Aici avem puișor. Porumbii se simte foarte bine. Am dat apă cu medicament. Și cam atât cu acest video. Puneți un like, abonați-vă și noi ne revedem data viitoare.